Exercițiul Scutul de Foc 2024, care a început la data de 5 august, având ca obiectiv dezvoltarea capabilităților operaționale și creșterea interoperabilității între efectivele participante, a luat sfârșit. Antrenamentele sunt organizate în conformitate cu planul de instruire al Armatei Naționale pentru 2024. Militarii Armatei Naționale desfășoară acest exercițiu anual începând cu anul 2015, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Apărării. Cu prilejul finalizării exercițiului Scutul de Foc 2024 a fost organizată Ziua Vizitatorilor de La eveniment au fost prezenți ministrul apărării Anatolie Nosati, comandantul Armatei Naționale, general de brigadă Eduard Ohladciuc, ministra sănătății Alana Merenko, comandantul Gărzii Naționale a statului Carolina de Nord, general major Marvin Hunt, șeful adjunct al misiunii ambasadei SUA în Republica Moldova, Daniela Di Piero, precum și alți atașați militari. În cadrul evenimentului, invitații au participat la un briefing informativ și au asistat la exerciții demonstrative, precum și au vizitat spitalul de campanie, care a fost recepționat prin intermediul instrumentului european pentru pace. În acest sens, personalul medical militar a desfășurat activități de instruire și simulare a intervențiilor medicale în condiții de teren sau în timpul calamităților naturale. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a apreciat buna organizare și desfășurarea exercițiului Scutul de Foc 2024, subliniind astfel interoperabilitatea, profesionalismul și efortul remarcabil al participanților. Totodată, oficialul a accentuat capabilitățile moderne în domeniul medical care au fost testate pe parcursul exercițiului de către specialiști Armatei Naționale, mai scrie Ministerul Apărării. Ceea ce am văzut în cadrul zilei vizitatorilor distinși demonstrează treptat că Armata Națională se transformă într-o instituție modernă, capabilă să-și îndeplinească misiunile constituționale, rezilientă la provocările actuale de securitate, a mai declarat Nosati. În contextul finalizării exercițiului Scutul de Foc în zilele următoare, tehnica militară s-a deplasat pe drumurile naționale, revenind din centrele de instruire la locurile de dislocare permanentă.